Durman, CDB, CDB, pe stângul lui CDB aici și acum pe dreptul lui CDB, că dă bine. E, aici a șutul în poartă! Aici nu mai e nimic de discutat. Aici nu mai e nimic de discutat. Craiova deschide scorul. Prin Blănuță. Tot prin Blănuță, de care vorbeam noi mai devreme, că l-am văzut de două ori în meci. Da, să știi că are un rol important CDB aici. Da, și CDB le-a făcut viața grea. L-a întors pe toate părțile, pe Aligie acolo, în flanc. Da. Al treilea gol pentru Blănuță în acest campionat. A marcat în înfrângerea de pe Arena Națională cu FCSB, acel gol cu capul, și în victoria de acasă cu Șepși. Iată, iată, da, ce-i face, nu, aici, aici CDB lui Aligi. Se întoarce greu, târziu. E adevărat că și Blănuță percutează repede. O fracțiune de secundă are la dispoziție să dea minge aici, minge care vine de la adversar, practic. Și o dă, o dă perfect. O dă perfect. Nici nu știu dacă a venit de la Bauza, de la adversar, dar oricum, timpul său de reacție foarte scurt și a reacționat imediat. Iar Fernandez n-a multă lume să știi că în prima perioadă cu apariția lui Blănuță, mă zicea, cu Blănuță vrei tu Craiova să faci? E, nu știu dacă nu s-au grăbit. Nu că a dat gol acum Blănuță și mi-a schimbat eu părerea. Sigur că evoluțiile lui erau modeste la început. Da.